Suntem din nou în Berlin la IFA 2017 și vă vom face un rezumat cu cele mai interesante noutăți din domeniile audio, video și gadgeturi. Cele mai mari teme la IFA anul acesta au fost per total integrarea asistenților virtuali în diverse aparate, realitatea virtuală, tehnologia wireless, OLED-urile și display-urile mari, atât al telefoanelor cât și al televizoarelor. Spre exemplu, Sony au prezentat o variantă de 77 de inci a faimosului OLED A1, cu aceeași tehnologie Acoustic Surface ca la modelele mai mici. Acest lucru a și fost explicat vizitatorilor cu ajutorul granulelor de nisip pe un ecran culcat pe orizontală. La capitolul Home Cinema au fost prezentate 3 noi proiectoare cu rezoluție nativă 4K. Interesant este că primul dintre acestea, VW260, se va vinde cu aproximativ 5.000 de euro. Modelul de vârf dintre proiectoarele noi prezentate de Sony a fost un W760, cu un preț de aproximativ 15.000 de euro, cu sursă laser și, desigur, tot 4K nativ. Totodată am putut testa și o nouă boxă portabilă, LFS50G, cu funcție Google Assistant integrată, ce oferă sunet 360 de grade, rezistență la apă, funcții multi-room accesibile prin comenzi vocale și control prin gesturi. Rămânem tot în curtea gigantului japonez și amintim de noile căști cu noise cancelling WH-1000XM2, o variantă nouă a faimoaselor MDR 1000X, cât și un model Around the Neck și un model Truly Wireless In-Ear WF-1000X, toate cu tehnologie noise cancelling. Nu au lipsit nici smartphone-urile de pe standurile Sony, unde modelele Xperia XZ1, XZ1 Compact și XA1 Plus au adunat mulți curioși. Iar camera RX0, o cameră video digitală cu performanțele unui mirrorless în corp de mărimea unui action cam, a strâns atenția multor vizitatori. Sennheiser au prezentat și ei 3 noi modele de căști. Un nou model Momentum In-Ear Wireless Free, fără neckband, cu baterie integrată pe fir, un model CX700BT cu neckband și conectivitate Bluetooth și modelul IE80S, o relansare a faimosului model IE80 cu o formă similară, dar construită din materiale noi cu o incintă regândită. Audio-Technica au avut mai multe noi apariții, cu focus special pe căști cu funcții Bluetooth. O ediție specială de MSR7, model Special Edition, un model nou de SR7BT, căștile RE5BT, o nouă gamă de căști in-ear Bluetooth CKR35, 55 și 75BT și un model sofisticat de căști, ADX5000, cu design deschis, dar extrem de ușoară ca greutate și cu un preț de aproximativ 2000 de euro. Boxele portabile au animat IFA din aproape toate colțurile, începând cu Sony și modelele High Power Extra Bass, la Logitech cu modelele Ultimate Ears, la Vifa, care au prezentat un nou model de boxă numit Reykjavik, și până la JBL cu toată gama de la Clip la Extreme și noul Boombox, boxele portabile clar se regăsesc pe un trend ascendent. Televizoare uluitoare au expus și Bang & Olufsen prin modelul Beovision în parteneriat cu LG, modelul Signature OLED de la LG, atât de subțire încât aproape că se contopește cu peretele, și un soundbar cu Dolby Atmos. Panasonic s-a prezentat cu modelele 4K HDR OLED și un prototip de televizor transparent foarte interesant, dar cu o utilitate discutabilă. Philips au prezentat OLED-uri ce incorporează tehnologia Ambilight, iar Samsung cu tehnologia proprietară QLED au expus televizoare flat panel sau curbate de până la 88 de inci diagonală. Dar au prezentat și un cablu pentru televizor de lungime de până la 15 metri, transparent și cu proprietate de iluminare. Tot Samsung au prezentat cel mai frumos televizor pe care nu l-ai văzut niciodată. De ce? Pentru că The Frame este un televizor cu ramă precum o pictură, pe care nici nu l-ai sesiza dacă nu ți-ar spune cineva că este un televizor. Dar vom povesti mai multe despre The Frame într-un clip dedicat televizoarelor găsite la IFA. Printre standuri ne-am întâlnit și cu un Tesla Model X care atrăgea priviri cu ușile Falcon Wing ridicate și bordul care era aproape în întregime un ecran croit printre formele futuriste din interior. Ceasurile inteligente noi de la Samsung au fost și ele un hit, mai precis modelele Gear Sport și Fit 2 Pro.
Dar probabil atracția principală în rândul celor pasionați de gadgeturi la IFA 2017 a fost noul LG V30. Un smartphone foarte interesant cu specificații cu adevărat impresionante, printre care o cameră cu diafragmă de până la 1.6 și un DAC Hi-Fi încorporat pentru calitate audio de excepție. La capitolul realitate virtuală, Dell și Microsoft au prezentat tehnologii Mixed Reality ce îmbină elementele virtuale și din viața reală pentru a crea medii noi interactive pentru jucători. Logitech au prezentat numeroase periferice noi și o tastatură cu dial incorporat și mouse cu infinity scroll, cât și o cameră video Circle 2 pe care o putem folosi în interior și exterior, rezistentă la apă și menită pentru supraveghere. IFA a fost plin de standuri și setup-uri interesante, de la tunelul de panouri LG până la ecranul imens de la Samsung, la camerele home cinema construite pentru proiecții demo, la simularea de avion de la Sony pentru testarea căștilor cu noise cancelling și multe altele. Dintre produsele de la IFA pe care vi le-am prezentat, multe se vor găsi și în oferta Avestor în curând. Rămâneți cu ochii pe noi!